orașului. Sebastian Oancea, corespondent România TV, este alături de noi și ne dă mai multe informații despre ce se întâmplă acolo în câteva minute. Am văzut că a fugit la fugă, zic, mi-am dat seama că e ceva, că l-am văzut pe sânge, numai sânge. Părinte, ce s-a întâmplat? A venit și părintele până aici și a luat-o înapoi și a dat seama, cred că a venit și a căzut jos aici în hol. Unii se află acum, a căzut jos. Vedeți imagini imediat, filmate imediat după această crimă. Ați ascultat-o pe unul dintre martorii acestui eveniment deosebit de grav care a avut loc în această dimineață. Este vorba despre femeia de serviciu care ajuta în acea biserică. Din informațiile pe care le-am primit din zonă, se pare că preotul, care și-a pierdut viața în urmă cu aproximativ o jumătate de oră numai, a murit chiar în brațele acestei femei. S-a întâmplat la câteva minute după ce a fost înjunghiat. Au fost șocați toți cei care au fost la fața locului, cum vedeți dumneavoastră în imagini. Din păcate, pentru cei care au avut probleme, nu au putut să fie ajutați de către cei de la... Un care atâta o bunătate de om. Nu sunt reacții neobișnuite, pentru că vorbim despre un preot care era foarte iubit în orașul său. În urmă cu câteva minute am apucat să citesc și eu presa din Focșani, iar acest preot era de fiecare dată citat de către presa locală la toate momentele religioase importante din an. Nu se poate așa. Nepoțelul meu îl iubește, părinte, iubește pe toată lumea, părinte, n-a bucură la nimeni, este un preot extraordinar de bun, nu se poate așa ceva. Cine ce faceți făcut acum aici? Vă rugați pentru părintele? Păi cum să nu ne rugăm, dar ne pedepsește curul Dumnezeu pe toți pentru așa ceva, că e slujitorul Domnului. Pe toți o să ne pedepsească rău. Doamne, ferește să nu ia foc, toată piața vrei să ardem cu toți aici. Slujitorul Domnului, știți ce înseamnă asta și omori slujitorul Domnului? Ăștia sunt Iehova care a făcut așa ceva. Nu sunt de-ai noștri. Tot așa ne așteaptă și pe noi. Ne așteaptă la cotitură. Nu pot să vă fac, Doamne, la lumânarea. Nu pot să vă fac. Dacă ai făcut, a lăsat în campat la bandiță. Ați văzut felul în care au reacționat oamenii la aflarea veștii că preotul Tudor Marin de la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Piața Unirii, din Focșani, a fost înjunghiat în această dimineață. Nu pot să vă spun, doamna doctoră să vă spun. Au încercat în zadar reprezentanții serviciului de ambulanță Vrancea, așa cum vedem, să îi salveze viața. Rana era incompatibilă cu viața, așa cum se exprimă medicii în astfel de situații. Tot de la ei am aflat că acesta a fost înjunghiat în zona inimii, acesta fiind și motivul pentru care medicii nu au mai putut să facă nimic. S-a întâmplat. Am mai putea face nimic. A pierdut mult sânge? Da, a fost posibil exanghină. Este declarația făcută de reprezentanții ambulanței la capătul celor 50 de minute în care au încercat să-i salveze viața acestui preot. Așa cum spuneam, s-a ajuns la aceste intervenții, practic nu s-a mai putut face nimic, în special din cauza faptului că se pare că a fost înjunghiat în inimă. Medicina au putut să-l resusciteze. Vedeți în continuare imagini din centrul Focșaniului.
Thank you.